Guvernul ne ține în continuare în șah. Azi noapte viscolul a fost la fel de sălbatic și gerul mai pătrunzător parcă. Un om al străzii din Constanța nu a supraviețuit temperaturilor scăzute, a fost găsit fără suflare într-un canal. Lângă el erau încă doi bărbați degerați, dar în viață amândoi au fost duși la un adăpost. Și pasagerii unui autobuz care a rămas înzăpezit pe DN1D în județul Prahova au tremurat azi noapte vreme de 10 ore. Cei 21 de oameni, dintre care și o gravidă, au fost salvați în cele din urmă de drumari. Cei care aveți drumuri de făcut în această dimineață, luați-vă gândul, peste 40 de drumuri naționale și autostrada Soarelui sunt în continuare închise. Asta au putut vedea azi noapte șoferii care au vrut să intre pe drumurile naționale din Galați, Brăila, Vrancea, Buzău, Călăraș și Tulcea. La fel a fost și în Ialomița. Există un echipaj al poliției însoțit de jandarmi care nu mai lasă pe nimeni să intre, acela fiind drumul național care duce către Slobozia. Acesta, în schimb, este un drum județean. Un drum care ar trebui să facă accesul între județele Brăila și Ialomița. Este blocat aici de mormane foarte mari de zăpadă, așa cum vedeți și în imagini. Este blocat la fel și la capătul celălalt al drumului. Pe drumul național 15 Piatra Neamț Roman, utilajele de dezăpezire au trecut în urmă cu mai puțin de o oră. Viscolul a făcut și de această dată ca munca lor să fie în zadar. Zăpada nu este singura problemă. Multe șosele sunt adevărate patinoare. Tirurile care trebuiau să intre în Ialomița sunt toate oprite în momentul de față. Sunt trase în parcări pentru că poleiul, de altfel, este o problemă extrem de mare în această seară, așa cum s-a întâmplat și seara trecută. Pe autostrada București-Pitești, Chiciura, care a căzut în ultima oră, a favorizat producerea poleiului. Se circulă în condiții de iarnă, șoferii nu merg cu mai mult de 50 de km la oră, așa că aveți mare grijă. Și mașinile au fost îmbrăcate în gheață. Ne aflăm în parcarea de la kilometrul 110 de pe autostrada București-Pitești. Suntem aici de aproximativ 15 minute și deja geamul este plin de chiciură, care s-a lipit pur și simplu de parbriz. Nici gerul nu le dă pace românilor. Zeci de oameni au căzut pradă până acum temperaturilor negative. Aseară încă un bărbat a fost răpus de ger. Când l-ai văzut ultima oară în viață? Când l-ai văzut ultima oară? Azi dimineață. Ai vorbit cu el? Nu, nu înțeleg. Degeaba vorbeam cu el. Că nu zicea ce... Nu comunica nimic? Nu spunea nimic? Nu. Nu comunica. Doar... A venit apa. Apa? Da, a venit când a topit zăpada. Am început să urle. L-am mutat în pădeamată. Acolo n-am mai zis nimic. Lângă victimă, autoritățile din Constanța au găsit încă doi oameni ai străzii degerați. Pe aceștia i-au putut salva.